Era minor când a omorât un om. Băusem de nu mai știam de capul meu. Așa își explică fapta. Bine v-am regăsit. Sunt Adriana Stoicescu și vă invit să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. A băut până n-a mai știut de el. A omorât un om. Avea 14 ani când a ajuns în închisoare. A fost condamnat pentru omor și trimis în pușcăria minorilor. Răutatea și invidia locului l-au marcat pe viață. Bună ziua, dragă mamă! Vreau să spun că sunt bine. Sunt sănătos. Îmi este foarte greu fără voi, fără tine, fără tata. Vă iubesc! Adolescentul din imagini a intrat pe poarta închisorii minorilor în urmă cu 4 ani. În timpul lui liber se gândește doar la părinți. Avea puțin peste 14 ani. Nu știa absolut nimic despre lumea în care avea să intre. Fapta pentru care a fost condamnat este una dintre cele mai grave din codul penal, omorul. Pentru că era minor, a fost condamnat la numai 6 ani de închisoare. Povestea acestui adolescent este una dintre cele mai bune, dar dure, lecții de viață pentru părinți în general. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Am avut 14 ani. Am fost cu niște prieteni, am băut și dintr-o prostie am ajuns să fac această faptă. De ce s-a întâmplat exact? V-ați luat la bătaie, v-ați certat? Da, ne-am certat cu câteva zile în urmă cu acea persoană și într-o seară după ce am și băut, am intrat peste în casă. Și ne-am luat la bătaie, m-a lovit și, nu știu, l-am lovit puțin mai tare și a căzut și a dat cu capul. Și eu n-am conștientizat că el chiar a murit atunci. Am plecat de acolo și după câteva zile am aflat că a murit. Era de aceeași vârstă cu tine? Nu, era mai în vârstă, nu mai știu câți ani avea, dar... Era mai mare ca mine. Dar ți a fost frică la 14 ani să intri peste cineva în casă? Poate mi-a fost, dar băusem și nu mai știam nimic. Obișnuiai să bei des? Nu obișnuiam. A fost atunci, nu știu, eram cu niște prieteni și am băut un pic cu ei, dar nu așa mult ca să mă îmbăt. Tu nu erai la școală? Ba da. În ce clasă erai? În a 8-a. Și ai plecat și ce s-a întâmplat după ce ai plecat de la persoana respectivă? Am plecat și m-am dus acasă. A doua zi m-am trezit, aveam pe haine sânge. M-am speriat, le-am băgat la mașină să nu vadă părinții mei. Și după aia aflat că a murit. Și m-am speriat atunci și a trebuit să le spun că eu am fost. Cum au reacționat părinții tăi când le-ai spus ce au făcut, ce ai făcut? Nu le-au venit să creadă. A spus că chiar eu, nu au crezut. Și până la urmă și-au dat seama că am fost eu. Cum ai fost arestat? După o săptămână m-am dus la poliție, a venit poliția după mine. Am plecat de la școală, a venit poliția să dau o declarație și deja eu atunci nu mai puteam să fiu eu cum eram înainte de când s-a întâmplat treaba asta și la școală mă duceam cu frică, nu puteam să mai fac nimic ce făceam eu. Și când a venit poliția, a venit să dau o declarație, m-am dus și prima oară mi-era frică să recunosc. Și într-un final am recunoscut că eu am fost. Și ai fost arestat? Da.
Am fost arestat pentru 24 de ore. După am fost într-o primă instanță, mi-a dat 30 de zile și tot așa, m-a ținut în 30 de zile până la condamnare. Ilie nici nu a conștientizat ceea ce a făcut în ziua fatidică. Își aduce aminte că a băut foarte mult și nu mai știa nimic de capul lui. Apoi, după beție, a fost cuprins de frică. A așteptat pur și simplu să fie arestat. Ziua în care a fost încătușat nu o va uita vreodată. A crezut că va muri și el. Omorâse un om și avea doar 14 ani. Ți-aduce aminte cum a fost prima noapte pe care ai petrecut-o în arest? Prima noapte am petrecut-o la un spital. Am fost la spital 2 zile și plângeam toată noaptea. A venit mama cu mine. Plângeam toată noaptea, dar n-a putut să stea cu mine, a trebuit să plece. Era un paznic care stătea acolo cu mine și plângeam foarte mult. În acele 2 zile plângeam, nu știam de mine, nu știam unde sunt, nu știam nici la ce spital sunt, nu știam. Dar de ce ai ajuns la spital? Până mi-a făcut expertiza, să vadă dacă sunt bine sau nu. Și când ai auzit condamnarea, cum a fost? Condamnarea, păi deja eu aveam 6 luni, eram pe preventiv. Și mai erau copii care vorbeam cu ei și îmi spuneau că poate să-ți dea mai mult de 6 ani, poate să-ți dea, aveam încadrarea de la 5 la 15 ani. Și între 5 și 15 ani putea să-mi dea oricât. Și cum mai tot vorbeam cu colegii, cu băieții de aici, îmi spuneau să stai liniștit, să nu știu ce, că ori de scăpat nu scapi, o să-ți iei mult. Și când am auzit de 6 ani, când mi-a venit condamnarea de 6 ani, eram poate și un pic ușurat, că sunt aici care au mandatul și de 15 ani. Și m-am ușurat așa un pic și i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a dat doar atât. Pentru că e greu. Părinții tăi ce au spus când au auzit condamnarea? Părinții mei își făceau speranțe că de fiecare dată când mă duceam în instanță, când dă drumul. Și când au auzit că mi-au dat 6 ani, au început să plângă, n-au reacționat bine. Au fost distruși. Tu ești singur la părinți? Mai am 2 frați. Frații tăi ce au spus? Ce să zic, că erau și ei supărați. Fratele mai mare nu știa ce să mai facă. A umblat peste tot ca să poată să mă ajute să... Dar degeaba, n-au... Tu ce fel de om ești? Cum te-ai descrie? Un om bun. Erai bun și atunci când l-ai bătut pe... Atunci când l-am bătut nu eram bun, dar... Nu știu, eram... Atunci eram o altă persoană. Ce fel de persoană erai atunci? Eram mai impulsivă, mai... Mă enerva mai repede atunci. Și... Aveam... Nu știu, eram altfel ca acum. Dar părinții tăi niciodată nu te-au certat, nu ți-au reproșat da, că la 14 ani, de exemplu, tu te înveți? Ba da, mi-am spus și chiar în seara aia m-a sunat mama și mi-a spus să vin acasă. Mi-a spus să vin acasă, să nu fac ceva. Și am zis că mai stau puțin și vin. Și dacă ascultam de ea... Este greu de imaginat cum un puști de 14 ani bea de nu mai știe nimic de el și omoară un om. Unde au fost părinții? Unde au fost profesorii? Unde au fost bunicii? În ce anturaj umbla acest adolescent? Sunt întrebări pe care mai mult ca sigur vi le puneți. Este greu de imaginat ceea ce s-a întâmplat, dar incidentul a avut loc. Întrebările încă așteaptă răspuns. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? A fost greu. Foarte greu a fost la început. Adică eu 14 ani nu știam nimic.
nu știam cum să mă descurc. Doar stăteam în cameră, plângeam și mă rugam să treacă mai repede timpul ăsta. După un timp, așa, până m-am obișnuit, că nici acum nu sunt obișnuit, dar până am încercat și eu să văd cum e pe aici, mi-a fost greu până m-am reintegrat un pic aici. După cât timp te-ai obișnuit? Cam după vreo 2 ani. După 2 ani... Da, cam după 2 ani. Când ai ajuns în închisoare, nu știu, a fost ceva care te-a speriat aici? Da, a fost. A fost pentru că auzeam lucruri urâte despre închisori și așa. Și mi-a fost un pic frică. Ce ți se spunea despre închisoare? Păi că sunt oamenii răi acolo, că se bat, că fac tot felul de prostii. Și m-am speriat un pic. Dar nu este așa. Nu era așa cum am crezut. Ți-ai făcut prieteni aici? Da, mi-am făcut. Ce prieteni ai tu aici? Dar nu pot să zic că sunt prieteni. Sunt colegi de secție, care ne înțelegem bine. Prieteni... Nu prea sunt. De ce? Nu știu. Ești prieten cu unul când... Nu știu. Dacă ai ceva să-i dai, dacă nu, el nu mai e prieten cu tine. Cât îi dai sunteți prieteni, cât nu-i mai dai nu mai sunteți. Cât de mult te-a schimbat pe tine închisoarea? M-a schimbat foarte mult. Eu acum nu mai sunt cum eram, așa impulsiv. Sunt foarte calm acum. Am învățat să mă calmez, să mă controlez, să... Și e bine, e mai bine așa. Ai încercat să-ți continui școala aici? Da. În ce clasă? Sunt în clasa 11-a. Și cum e la școală? Aici? E bine. E bine, sunt la gastronomie și e bine. Ilie este de fel dintr-o comună din județul Sibiu. Este un om hotărât și iute la mânie. Cel puțin așa se descria înainte de închisoare. Povestește cu amărăciune că era încă un copil când a fost aruncat după gratii. A realizat ceea ce a făcut după ce s-a trezit. Nu s-a considerat vreodată nevinovat și a acceptat fapta. Cât timp mai trebuie să stai aici? Cât mai ai de stat aici? 2 ani termen mai am. Dar intru în comisie pe 16 iunie. Și cum vezi tu perioada pe care o mai ai de stat aici? Cum ți se pare? Tot e greu așa. Pentru că părinții își tot fac speranțe că vin, că vin. Și e greu. De ce ți-e cel mai tare dor? De afară. De familia mea. Când erai copil, ce-ți doreai tu să ajungi în viață? Când eram copil? Păi îmi plăceau militarii când eram mic. Vroiam și... Eram mic și tot așa spuneam, că vreau să ajung ca ei, vreau să ajung ca ei. Dar... Ce fel de copilărie ai avut tu? Cum ți-ai descriu? Băi, a fost una frumoasă. Ca orice copil mergeam la școală, ne jucam. Mai făceam și câte o prostie. Mai micuță. Și dar... Până în ziua aia. Pe tine cine te vizitează aici? Bă, părinții mei, familia mea. Mama, tata, fratele meu. Ce ai de gând să faci în momentul în care te vei elibera? Primul lucru aș vrea să mă angajez, să dau de școală de șoferi și nu știu, să stau mai mult cu familia mea.
Ai de gând să-ți continui studiile? Da. Oricum, anul ăsta o să-l termin aici, clasa 11-a. Și o să termin afară restul. Dacă o să mă eliberez de aici. Te vezi având o familie a ta? Da. Îi vei spune ce ai făcut? Da, o să le spun. Trebuie să le spun. Tu te consideri un criminal? Nu mă consider. Dacă ar fi să povestești cuiva despre tine și ce ai făcut tu, ce îi spune? I-aș spune că a fost o greșeală. Pentru că n-am știut eu că din două lovituri poate să moară cineva. Au fost cazuri de... s-au bătut mai rău și n-au murit. Cum a fost pentru prima dată când ai petrecut sărbătorile departe de ai tăi aici? A fost groaznic. Dar nu venea să cred, stăteam în pat. Toți colegii mei de cameră se uitau în geamuri, la artificii, la... și erau mai vechi puțin. Și stăteam în pat și mă gândeam, de ce eu, de ce eu? Și era greu. Când a intrat pentru prima dată în arestul poliției, a avut senzația că a intrat într-o groapă, de unde nu avea să mai iasă. Voia să scape cu orice chip. Care a fost cel mai greu moment în acești 4 ani aici? Când am fost la închis, a fost greu. Pentru că eram tot închis acolo. Ieșeam doar la activități, la școală mai ieșeam. Și a fost greu. Trecea timpul greu. Nu știam ce să mai fac. Un an jumate atunci a fost urât. Când ai ajuns aici, te-au întrebat ceilalți copii ce ai făcut? Da. De când am ajuns, toți erau pe mine, care erau în cameră, erau vreo 3-4. Și zicea, bă, cu ce ești? Că... și nu am vrut să le spun prima oară, dar după aia toți insistau. Și mi-am spus că sunt cu omor. Da, păi și cum ai făcut? Și n-am vrut să le spun. Pentru că, nu știu, eram speriat așa, nu... și nu le-am spus atunci. Pe tine te-a impresionat povestea unui alt coleg de aici, de detenție? Da. Păi au fost copii în care n-aveau familie acasă, nu-i căutau nimeni și le era foarte greu aici. Adică nu aveau, chiar nu aveau nimic. Și îmi părea foarte rău de ei. Pentru că vedeam că familia mea mă ajută pe mine și ei chiar nu aveau nimic. Poate n-aveau cu ce să se îmbrace. Tu ce crezi că e cel mai important în viață? Cel mai important? Libertatea. Te-ai gândit care e primul lucru pe care îl vei face când vei ieși pe poarta închisării? Vreau să mă duc acasă prima dată. Să mă duc acasă și apoi nu știu ce o să fac. În momentul de față, ce reprezintă închisoarea pentru tine? Nu știu, e ca un cămin. Dacă te aduce viața înapoi aici? Nu știu, nu... nu știu ce aș face, dar nu... nu aș crede. Și nici nu aș vrea să mă gândesc la asta.
Te-ai aprins vreo lumânare bărbatului pe care l-ai omorât? Nu. De ce? Nu știu. Nu m-am dus. Eram foarte speriat atunci. L-ai visat vreodată? Da. Am visat, dar când eram acasă. Și atunci nu mă simțeam bine și de când m-a arestat, eram altfel. Nu mai eram așa speriat, îngrijorat că ce se întâmplă cu mine, ce... Lumea în care a intrat Ilie atunci când a venit la închisoare nu și-a imaginat-o. Nu a crezut că există atâta răutate și frustrare printre copii. A fost izbit de ele din plin. Apoi a apărut durerea locului în care a fost trimis. Dacă ar fi părinții tăi acum aici, ce le-ai spune? Că îmi pare rău. Îmi pare rău pentru ce am făcut și voi regreta toată viața. Și persoanei pe care ai omorât-o, dacă printr-o minune ai putea să vorbești cu el, ce îi spune? Cred că tot la fel. Ce ar trebui să știe, nu știu, copiii de vârsta ta, la 14 ani, la cât ai venit la închisoare, ce ar trebui să știe despre locul ăsta? Că nu este așa rău, cum se zice, că pușcările sunt rele, că nu este așa. E până te acomodezi un pic. Că sunt foarte multe persoane care te ajută. Sunt psihologi, educatori, care vin și vorbesc cu tine, te ajută ca să îți fie mai ușor. Dar tot ți este greu așa un pic. Nu ai familia lângă tine, nu ai nimic. Dacă ar fi să dai niște sfaturi unor copii de 14 ani, ce le-ai spune? Le-aș spune să nu consume alcool deloc, droguri și anturajul. Tu te-ai drogat? Nu. Nu m-am drogat, dar am auzit. Și tu ce anturaj aveai? Nu era chiar unul bun. Adică? Păi plecam de la școală, chiuleam de la școală, mergeam prin baruri, la biliard, la... Dar cum intrai la 14 ani în baruri? Păi intram, ne dădea voie. Și... mergeam peste tot. Tu ce fel de elev ai fost? Am fost un elev care nu i-a plăcut matematica deloc. Și... în rest, materiile îmi plăceau așa. Matematica nu... deloc nu-mi plăcea. Care era materia ta preferată? Care e acum materia ta preferată? Acum ar fi gastronomia. E un modul, dar ar fi gastronomia acum. Pentru că îmi place foarte mult. Îmi place și să gătesc. Și asta ar fi. Care e mâncarea ta preferată? Ce gătești tu cel mai bine? Cel mai bine? Păi nu știu. Gătesc multe feluri de mâncare. Adică? Am făcut și sarmale, și salată de beof, și ciorbe de pui, de legume, de toate. Gogoși. Când te vei elibera, vrei să lucrezi? Da, aș vrea să lucrez, dar mai am făcut un curs pentru lucrător comercial și sunt sigur că mă va ajuta și asta, acea diplomă, ca să mă angajez. Dar mi-ar plăcea să fiu bucătar. Le vei spune celor de afară că ai făcut închisoare și că ai omorât un om? Poate cunoștințelor care mă știe și... n-am să le spun la toată lumea. E o rușine adică să vii la închisoare? Nu este o rușine. Pentru mine nu este o rușine că m-a schimbat foarte mult și poate că dacă nu veneam acum, poate veneam acum la 18 ani și... Tenciar, într-un alt loc de țară, la Tulcea, am întâlnit un alt tânăr pe care un alt viciu l-a adus după gratii.
Are 28 de ani și dependența de narcotice i-a luat și lui mințile. S-a întâmplat, cum ai ajuns aici? M-am apucat să vând iarbă dintr-o joacă, eu consumam, și ca să-mi scot iarba să pot să o plătesc, am început să vând pe la prieteni. Dădeam ca o țigară, cum ar veni, să automat trebuia să-mi plătesc. Și am ținut un an, doi așa, până am fost prins și am trăit la pușcărie. Când ai început să consumi? În urmă cu 3 ani. Când a suferit mama mea o comoție cerebrală, mi-a fost greu cu banii și am intrat într-o depresie. Cred că m-am apucat de fumat din cauza anturajului. Fumau ei, am fumat și eu, că te relaxează, te scoate din stres. Și m-am trezit că nu mai puteam să mă opresc. Îmi dădea oarecum o relaxare. Știai ceva de ce înseamnă să consumi și să vinzi așa ceva? Eram contra consumului. După ce s-a întâmplat, cu mama mea, am zis să încerc, mi-a plăcut și am continuat să fumez. Cum ai fost prins? Mai multe persoane cărora le vindeam au spus că cumpără de la mine. Mi s-a făcut flagrant, mi s-a spart casa, s-au adunat probe și m-au condamnat. Te-ai gândit vreodată în momentul în care consumai, te-ai apucat să vinzi că vei ajunge aici? Nu m-am gândit. N-am realizat cât de grav este ceea ce fac. Am luat-o ca pe o joacă. Cât de mare era dependența ta? Nu știu, de câtă iarbă, cum spui tu, aveai nevoie pe zi? 2 grame, cel puțin. Nu-mi dau seama, e mult, e puțin? E destul de mult pentru un consumator. Adică eu fumam de dimineață până seara. Împărțit, veneau 5 țigări făcute de dimineață până seara. Și între timp mai venea un prieten, îmi zicea, ai, da. Și automat le luam banii și așa m-am trezit că eu fac trafic. Am realizat abia după ce am fost închis. Că pentru mine era o joacă, erau prietenii mei din cercul nostru. Și eu făceam rost, pentru mine automat aveam pentru consum propriu și mă întrebau, tu ai de unde ți-i? Zic, am eu, ce să mai te duci? Și așa am devenit dealer. Dar tu de unde făceai rost? Luam din mai multe orașe. Aveam prieteni în mai multe orașe. Constanța, București. Și mă duceam să-mi iau pentru mine 20 de grame, să zic. Și când mă întâlneam cu prietenii, împărțeam și mai rămâneam cu puțin. A doua zi iar mă duceam și am văzut că merge treaba, nu mai scot banii muzar să plătesc, că mi-era și greu că se întâmplase ce se întâmplase cu mama. Și m-am trezit dealer. Arsali Zed este de fel din Tulcea. Se descrie ca un tânăr rebel cu un anturaj controversat. Își povestește viața cu simplitate și naivitate pe alocuri. După un an și ceva de închisoare, se povestește cu tristețe, cerând parcă iertare. Consumul de droguri i s-a părut o normalitate la început. Te-ai gândit vreodată să renunți, să te lași perioada asta cât ai consumat? Nu. Îmi făcea bine, eu așa consideram la momentul acela. Îmi lua din gânduri, adică nu mai înfruntam realitatea, eram pe altă realitate, mai relaxată. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Foarte grea. Abia atunci am început să realizez ce s-a întâmplat, ce am făcut, cum am făcut, cât de grav este și ce înseamnă legea, de fapt, care eu nu o luam în considerare. Mi se părea o joacă, unde aveam și mână liberă, vindeam, vedeam că nu se întâmplă nimic. Un an, doi, și m-a lovit. Cum a fost când ai auzit sentința, condamnarea? Nu mi-a venit să cred prima dată. Mă gândeam, tot nu realizam cât de gravă este situația, că ce am făcut eu, trafic de cannabis. Abia după ce am intrat, am realizat cât de gravă e situația. Am început să citesc ce înseamnă. Nu știam legile. Nu cunoșteam legile exact. Am citit și am realizat după aceea. Tu, în cercul tău de prietenie, nu ai avut niciodată pe cineva care să spună ce înseamnă consumul ăsta sau să fi ajuns pe la pușcărie să te fi speriat? Nu. N-am avut anturaj cu oameni care au ajuns aici. Erau toți cam de vârsta mea. Toți aveau bani, toți erau pe distracție și oarecum era pentru toți o distracție.
Erau și alte feluri de droguri, care alea erau vizibile, putea să le vadă oricine că nu-ți fac bine, fumau și cădeau pe stradă, e altă categorie de droguri și noi toți ne încurajam că ăsta este un drog care în alte țări este legal și că face bine. Chiar dacă este legal în alte țări, nu face bine. După cât timp te-ai obișnuit cu punghisoarea? Nu m-am obișnuit, sincer. M-am conformat ca să nu mă dărâm mai tare, să nu mă dărâm nici părinții afară. Am fost obligat oarecum să mă conformez. Dar mi-a fost greu. Mi-este și în continuare greu. Nu este ușor. Părinții cum au reacționat? Ce au spus? Tatăl meu n-a mai vorbit cu mine jumătate de an. El fiind cetățean turc, când a auzit ce am făcut, a zis că nu există așa ceva la ei în religie, că i-am făcut de râs. Mama s-a deprimat, a avut și operații la creier, am dărâmat-o mai tare. Nu vrea să-mi arate, dar eu o simt. Și mi-este și rușine de ceea ce am făcut părinților, mi-asum ce am făcut, dar îmi pare foarte rău că n-am realizat la timp. Și nu e că aveam 12 ani, aveam o vârstă destul de înaintată. Tu ești singur la părinți? Mai am un frate. Fratele tău a consumat vreodată? A consumat și el. El ce a spus în momentul în care ai fost arestat? El mi-a zis de mai multe ori să mă opresc, să mă duc la el la muncă în Anglia. Eu n-am înțeles. Nu? Unde și fumam în fiecare zi, probabil mintea mea erau altele. Nu înțelegeam realitatea exactă. Că te scoate din realitate. Ți-ai făcut prieteni aici? Prieteni nu. E greu să-ți faci prieteni aici. Dar trebuie să comunici. Nu poți să ai încredere în nimeni. Eu, unul cel puțin, de când am intrat aici și am fost dat în gât, să zic așa, de către prietenii care stau la masă, mi-a rămas amprenta. Nu pot să mai am încredere mai în nimeni. Mănânc singur la masă. Vorbesc, ajut când pot să ajut, dacă am. Din puținul meu dau și la alții, dar nu să am prietenie, să mă gândesc la... să intru în prea multă vorbă, ce facem afară sau hai să facem combinațiile astea. Nu. Și nici nu recomand la nimeni să se împrietenească prea mult. Să vezi de pătrățica ta, îi sfășești pedeapsa și te duci acasă, dacă chiar îți dorești. Dă vina pe depresie pentru viciul său. Povestește că o supărare imensă l-a aruncat în mrejele cannabisului. Faptele sale au dus și la îmbolnăvirea mamei sale. Tatăl l-a renegat mai mult de 6 luni. A refuzat să mai audă de el. În închisoare s-a simțit abandonat. A realizat atunci că trebuie să se reinventeze, să facă ceva cu viața lui. Ce ai învățat în perioada asta de cât ai fost închis aici? Sau te-a învățat ceva perioada asta? Da, să dau importanță la tot ce fac, la toate amănuntele, să fiu atent și să nu fac ilegalități. Să îmi fac o rutină legală, să îmi văd de viața mea în liniște. Te-ai gândit ce vei face când vei ieși afară? Da, îmi doresc cu ajutorul tatălui meu să-mi deschid o frizerie și să fiu eu frizerul. Te vizitează tatăl tău? Tata nu, este în Rusia de 7 ani, nu mă vizitează, dar am început să vorbesc chiar cu el, a început să mă ajute, am vorbit cu el, i-am explicat, cred că a înțeles că m-am îndreptat, cel puțin din punct de vedere al gândirii. Și sunt și eu convins că m-am îndreptat pușcărie. Ți-a reproșat ceva? Nu mi-am mai reproșat. N-am vorbit cu mine 6 luni, a fost ca o învățătură de minte, să înțeleg gravitatea situației, că nu mă gândeam că un părinte nu mai vorbește cu tine, orice ar fi. Dar m-a făcut să înțeleg ce am făcut. O treabă rușinoasă, mai ales în religia lor. Te-ai gândit vreodată momentul în care te vei elibera și vei vedea tinerii care fumează exact cum fumai tu înainte de închisoare, le vei spune ceva, vei încerca să le atragi atenția? Sau cam care ar fi reacția ta? Da, aș încerca, cu toate că știu că nu m-ar băga în seamă, cum nici eu la rândul meu poate nu aș fi ascultat, mă gândeam că știu eu ce fac. Aș încerca, da, mai ales celor care vând și am ocazia să vorbesc cu ei, adică îi cunosc, chiar le-aș zice, le-aș explica, nu te juca cu viața ta pentru 3 lei, 5 lei, care te încântă azi, ți-ai o haină, că nu e stabil nimic, vinzi, e o plăcere de moment. Ai bani, te duci, te distrezi și după aia nu mai ai și ajungi aici. Și lași în spate părinți supărați, familie necăjită și n-ai nicio putere. Tu
Tu ce părere ai despre persoanele care au venit odată, de două ori, de trei ori la închisoare? Nu cred că realizează. N-au realizat din prima și nici nu o să mai realizeze, mă gândesc. Odată ce îți repeți greșeala, ori li se pare ok aici, bușcărie, nu cred că li se pare ok, dar nici nu îi deranjează atât de tare încât să poată să pună stop. Odată ce tu vrei să pui stop, poți să pui stop. Și să iei aminte de la prima intrare. Tu crezi că vei reuși să stai departe de droguri când te vei elibera? Sunt convins. Sunt convins de lucrul ăsta. Droguri, băutură, tot ce înseamnă chestii care te aduc aici. Ca mai toți cei aflați în situația asta, închisoarea l-a schimbat și pe el radical. Izet este încarcerat la Tulcea de peste un an și jumătate. Nu și-a făcut prieteni în această lume. Spune cu tristețe că după gratii toți te vând pe nimic. În închisoare nu există empatie, nu există prietenie și înțelegere. Odată ajuns în lumea condamnaților, ești pe cont propriu. Prietenii pe care îi aveai afară au mai rămas alături de tine? Te-au vizitat? Ți-au scris? Nu. Nu. Au întrebat câțiva la început, prin intermediul mamei mele, dacă am nevoie de ceva. Am răspuns că nu, mulțumesc că m-am întrebat. Nu, nici sunt și genul de persoană care nu am nevoie de ajutor. E greșeala mea, mi spășesc pedeapsa singur. Orgoliu nu mi l-a luat. Sunt demoralizat că sunt greșelile mele, dar nu vreau să las capul jos, să apelez. Când ies, vreau să încep o viață nouă, dacă se poate, fără cunoștințele care le-am avut până în momentul de față, cam din cauza asta am ajuns aici, din cauza anturajului. Ai de gând să-ți întemeiezi o familie? Cu siguranță. Îi vei spune că ai făcut închisoare? Da. Aș dori o relație bazată pe realitate, pe sinceritate. Dacă găsesc bine, dacă nu, n-am de gând să fac o familie, doar să fac o familie. E o rușine să ajungi la închisoare? Da. Oarecum da. Dar totodată, unor persoane le face bine, altor persoane nu le face bine. Eu oarecum iau partea bună. Zic că meritam la ceea ce am făcut, să intru, să îmi dau seama, să realizez care este realitatea de fapt. Și aici, cum nu prea ai nimic de făcut, automat gândești mult, nu ai acces la droguri să-ți bulverseze mintea, nu ai acces la băutură, ai mult timp de gândire. Tu ce faci de dimineața până seara aici? Am diferite lucruri, depinde de zile. Mă trezesc când beau lapte, când nu beau cafea și chestii de genul ăsta. Câteodată citesc, mă apuc de sport, mănânc, dorm, iar mă trezesc, mai mă uit la televizor, mai ne jucăm o tablă. Cam astea sunt cursuri, avem câteodată. Tu ai făcut vreun curs? Da, particip la absolut toate care sunt posibile. Ce pregătire ai? 13 clase. Mama ta vine la tine, te vizitează? A venit când am fost la Slobozia, am fost la regim închis eu. Și acum am venit aici și nu prea am doresc eu să vină unde v-am explicat că a avut comoția aceea cerebrală. Nu vreau să se obosească, ea nu este momentan în țară, i s-a întâmplat în Italia și acolo primește un ajutor. Și are handicap de gradul 70, din câte mi-aduc eu aminte. Și să o fuții pe drumuri nu are rost. Mi-e frică, să vă zic adevărul. Odată ce i s-a întâmplat odată, se mai poate întâmpla. A fost salvată, că a fost minunea, zis și doctorul de acolo. Cum a avut ei, s-a spart o venă pe creier și putea să rămână paralizată. Am avut noroc că are o semipareză, dar poate să vorbească, poate să meargă, cât să aibă grijă de ea, de ea acolo. Dacă ar fi în fața ta, acum ce îi spune? Eu vorbesc zi de zi cu ea, nu știu ce îi spune dacă ar fi aici în fața mea. Vorbesc normal și nu îi arăt că mi-e greu, cu toate că știu că își dă seama că mi-e greu, dar îi spun că pentru mine e o lecție binevenită, mi se pare mult ce mi s-a dat pedeapsa, dar cred că meritam o palmă ca să-mi dau seama. Să pot să nu mai fac, poate făceam alte lucruri mai grave. Se legau drogurile cu băutura, poate mă apucam și de furat. Nu știu ce să zic. Deci eu văd, iau partea bună din ce s-a întâmplat, în afara faptului că e mare pedeapsa. Consider că și cu o pedeapsă mai mică mă reabilitam. Dar tu lucrai afară ceva? Nu. După ce am fost prins, am fost pus pe control judiciar. Și atunci, de atunci mi s-a dat un semnal, așa că e ceva în
serios, adică trebuie să iau în serios treaba. Și atunci m-am angajat casier la profi. Și am muncit 6-7 luni, după care ne-a venit sentința și ne-a luat pe fiecare. Și Izet și Ilie sunt alți oameni după condamnările primite. Amândoi sunt în pușcărie pentru prima dată. Spun că palma primită de la destin a fost atât de dură încât o vor simți toată viața. Am avut 14 ani. Am fost cu niște prieteni, am băut și dintr-o prostie am ajuns să fac această faptă. Dar ce s-a întâmplat exact? V-ați luat la bătaie, v-ați certat? Da, ne-am certat cu câteva zile în urmă cu acea persoană și într-o seară, după ce am și băut, am intrat peste el în casă. Și ne-am luat la bătaie, l-am lovit, m-a lovit și, nu știu, l-am lovit puțin mai tare și a căzut și a dat cu capul. Și eu n-am conștientizat că el chiar a murit atunci. Am plecat de acolo și după câteva zile am aflat că a murit. Era de aceeași vârstă cu tine? Nu, era mai în vârstă. Nu mai știu câți ani avea, dar era mai mare ca mine. Dar ți-a fost frică la 14 ani să intri peste cineva în casă? Poate mi-a fost, dar băusem și nu mai știam nimic. Obișnuiai să bei dezi? Nu obișnuiam. A fost atunci, nu știu, eram cu niște prieteni și am băut un pic cu ei, dar nu așa mult ca să mă îmbăt. Tu nu erai la școală? Ba da. În ce clasă erai? În a 8-a. Și ai plecat și ce s-a întâmplat după ce ai plecat de la persoana respectivă? Am plecat și m-am dus acasă. A doua zi m-am trezit, aveam pe haine sânge. M-am speriat, le-am băgat la mașină să nu vadă părinții mei. Și după aia aflat că a murit. Și m-am speriat atunci și a trebuit să le spun că eu am fost. Cum au reacționat părinții tăi când le-ai spus ce au făcut? Nu le-au venit să creadă. A spus că eu, chiar eu, nu au crezut. Și până la urmă și-au dat seama că am fost eu. Cum ai fost arestat? După o săptămână m-am dus la poliție, a venit poliția după mine. Am plecat de la școală, a venit poliția să dau o declarație și deja eu atunci nu mai puteam să fiu eu cum eram înainte de când s-a întâmplat treaba asta și la școală mă duceam cu frică, nu puteam să mai fac nimic ce făceam eu. Și când a venit poliția, a venit să dau o declarație, m-am dus și prima oară mi-era frică să recunosc. Și într-un final am recunoscut că eu am fost. Și ai fost arestat pe loc? Da. Am fost arestat pentru 24 de ore. După am fost într-o primă instanță, mi-a dat 30 de zile și tot așa, m-a ținut în 30 de zile până la condamnare. Cât de mult l-a schimbat închisoarea, numai el știe. Dacă a fost o lecție benefică pentru el, rămâne de văzut. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, pe B1 TV. La ce nivel a ajuns performanța ta în sport? Campion național. Ce lume ai găsit la închisoare? Uf. O lume ce nu credeam că există. Cum să mă exprim?
Eu am fost luat la închisoare la vârsta de 33 de ani, acum am 35 de ani. Până la vârsta de 33 de ani, până când să fiu închis, am cunoscut o singură persoană analfabetă. De când sunt aici, am cunoscut sute, dacă nu chiar mii. Gradul de alfabetizare este ridicol de scăzut. Sunt foarte puțini oameni care știu să citească și să scrie. Majoritatea au până în 6 clase. Este o lume care eu nici nu aș fi gândit să existe. Deci, o lume în care, cum să exprim, dacă n-ar exista consecințe, dacă cei de aici ar ști că nu ar suferi vreo consecință, te-ar omorâ pentru un cartuș de țigări.